Bună ziua și bine m-am găsit la Prof Online cu exerciții de matematică. Da. Iată, trecem la ziua la clasa 7-a și pornim repede la tare treabă. Care sunt? 19 și 20. 19 și 20. Da? Eu m-aș fi oprit la să termin aici suma asta, că tu a rămas ții să faci sumele acestea. Deci mă interesează să văd cum ai arătat că 1 supra 2 la 2 plus 1 supra 3 la 2 plus 1 supra 4 la 2 plus așa mai departe plus 1 supra 401 la 2 e mai mic decât 400 supra 401. Păi știm că este 1 supra 2 la a doua. Nu putem scrie ca 2 minus 1. Cu pe? 1 egal cu? Putem să scriem 1 pe a doua plus 1 pe a doua. 1 pe 2 la a doua. Despar pe 2 la 2 ca să fac o fracție, să scap de ea. Așa a fost data trecută, aici nu mai merge. Pe da, nici vezi? De-aia e matematica foarte interesantă. Foarte importantă. Știi? Eu l-am scris 4 la 2, 2 la a 4. 4 la 2, 2 la a 4. Da. Îngheață așa. Deci, în fața acestui exercițiu, trebuie să spunem așa, că ceva din urmă ca experiență, dacă avem, dar de cele mai multe ori, numai inventivitatea, creativitatea, ideea aceea de deosebită, care, știi, ne spuneam, este întrebător. Se face lumină. Dacă mi vine ideea. Eu am să zic așa. Oare 2 este adevărat că e cuprins între 1 și 2? Da. Bun. 1 și 3. Așa. Deci 2 este între 1 și 3. 3 este între 2 și 4. Dacă aici înmulțesc cu 2, ia ce devine? 2 mai mic decât 4, mai mic decât 6. 2 mai mic decât cine? 4. 1 ori 2, să zicem. 1 ori 2 mai mic decât 2 la a doua. Deci 1 ori 2 mai mic decât 2 la a doua, mai mic decât 3 ori 2. Deci, plecăm așa. 1 e mai mic decât 2, mai mic decât 3. Lucru adevărat. Și am mulțit în inegalitatea asta dublă, am mulțit cu un 2. Și vine 1 ori 2. Deci am mulțit cu un 2. Peste tot. 1 ori 2 e mai mic decât 2 la 2 și mai mic decât 3 ori 2. Și adevărat, 1 ori 2 face 2. Aici e mai mic decât, deci 2 e mai mic decât 4, mai mic decât 6. Aici cu cât să mulțesc eu ca să-mi apară am nevoie 3 la a doua, nu? Și cum 3 să zicem? Să mulțesc totul cu 3
Și ar fi echivalent cu a spune că cine? 2 ori 3. Da. Deci 2 ori 3. E mai mic decât 3 la a doua. Și mai mic decât 4 ori 3. Pe de altă parte, 4 e cuprins între 3 și 5. Să mulțesc asta cu 4. 4. Și ea s-a transpune în 4 ori 3 mai mic decât 4 ori 3 mai decât 4 la a doua. Da. Mai mic decât 5 ori 4. Decât 5 ori 4. Și hai să luăm și pe, și să observăm după aceea. Să luăm cine ar fi 5-ul cuprins între 4 și 6. 4 ori 5 mai mic decât 5 la a doua, mai mic decât 5 ori 6. 4 ori 5 mai mic decât 5 la a doua și mai mic decât 5 ori 6, da? Da. Deci, uite, 2 la a doua e cuprins între 1 ori 2 și 2 ori 3. Aș putea zice, da? Aici, hai să le întoarcem. Adică să le facem fracții. Uite, dacă 2 e mai mic decât, hai să luăm așa, 7 e mai mic decât 9, da. Cât este 1 pe 7 comparativ cu 1 pe 9? Mai mare. 1 pe 7 e mai mare, da? Deci se schimbă sensul inegalității. Deci când le întoarcem, ce era mai mic devine mai mare. Uite, încă o dată, 7 e mai mic decât 9. 1 pe 7 e mai mare decât 1 pe 9. Dacă întoarcem acum asta, cum ar veni 1, pe, 1 supra 1 ori 2? Deci, deci 1 supra 1 ori 2. Cum este față de 1 pe 2 mai mare decât 1 pe 2 la a doua? Și mai mare decât? 1 pe 2 ori 3. 1 supra 2 ori 3. Apoi, să facem același lucru și aici. La 4 sau la 3? Nu, la următoarea. Deci aici ce rezultă? 2 ori 3. 1 supra 2 ori 3. Așa, 1 supra 2 ori 3. Mai mare decât 1 supra 3 la a doua. 1 pe 3 la a doua. Mai mare decât 1 supra 4 ori 3. 1 supra 4 ori 3. Apoi. 1 supra 4 ori 3. 1 supra 4 ori 3. 1 supra mai, mai mare decât 1 supra 4 la a doua. 1 supra 4 la a doua. Mai mare. Da. Decât 1 supra 5 ori 4. 1 supra 5 ori 4. 4 ori 5, a zis eu. 4 ori 5. Și asta, o altă, să o scriem și pe asta, pe loc. 1 supra 4 ori 5. 1 supra 4 ori 5. 1 supra 5 la a doua. Mai mare decât 5. 1 supra 5 ori 6. 1 supra 5 ori 6. Deci, dragule, când avem ceva la a doua, e cuprins între, nu? Aș putea să întorc inegalitatea asta ca să înțelegi și mai mic. Adică să o înțelegi și mai bine. 1 supra 5 ori 6 e mai mic decât 1 pe 5 la a doua și mai mic decât 1 pe 4 ori 5. Da. Deci asta s-a scrie, nu? În ordine inversă, 1 supra 5 ori 6 mai mic decât 1 pe 5 la a doua. Mai mic decât 1 supra 4 ori 5. Mai mic decât 1 supra 4 ori 5. Deci, să ne înțelegem că avem acest lucru. Dar dacă spunem 7 la a doua aici, 1 pe 7 la a doua, între cine e cuprins? 1 pe 7 la a doua, între cine două numere sunt deodată? Unul mai mic decât 1 supra 7 ori 8. Așa, ai văzut foarte bine. Nu, da. 7, 5, 5, 5, da. Da? 1 supra 7 ori 8. Și mai mic decât? 1 supra 7 ori 6. 1 supra 7 ori 6.
să scriem așa în ordine, dar în ordinea asta vreau ca să le scriem de toate. Deci le inversăm după ceea ce am văzut mai devreme și le așezăm în ordinea asta. Deci cum ar veni? 1 supra 2 ori 3 mai mic, nu? A, 1 supra 2 ori 3. Da. Este mai mic. 1 supra 2 ori 3 este mai mic decât 1 supra 2 la a doua. Așa, care e mai mic decât 1 supra? 1 supra 1 ori 2. 1 ori 2. Da. Apoi, 1 supra 3 la a doua e cuprins între? Între 1 supra 4 ori 3. 1 supra 4 ori 3. E bine așa, da? Da. 3 ori 4, aș zic. Da. 3 ori 4, care e mic decât 1 supra? 1 supra 2 ori 3. 2 ori 3. Da. Și așa mai departe. Hai să mai scriu pe următor. 1 supra? 1 supra 4 ori 3. 4 la 2, ai cuprins între? 1 supra 5 ori 4. 1 supra 5 ori 4. Mai mic decât 1 supra 4 la 2. 1 supra? Mai mic decât 1 supra 4 ori 3. 3 ori 4. 3 ori 4. Și așa mai departe, puncte, puncte. Și să zicem, la un moment dat, că avem 1 supra 400, cum avem noi în negreșitul nostru. 401 la a doua. Avem așa, 1 supra 401 la a doua. Între cine e cuprins? Este cuprins între 1 supra 401 ori 400. 401 ori 400. Ce este mai mic? Decât? Dar nu era cumva invers? Păi aici e 5, 4. 4 la a doua. La a doua trebuia... Trebuia mai mare decât 4. Atunci se zice 401, 402. Da. 402, da? Ca să fie păstrat așa, da? Da. Și mai mic decât? Mai mic decât supra 401, 400. 401, 400. Dragii, vini și le adunăm. Dragii mei, pe cele din stânga, pe cele din mijloc și pe cele din dreapta. Deci ar fi așa. Ce ar fi? Te rog să-mi spui. Ce ar rezulta din parte chestia asta? Păi de la 2 la 2 până la 401. Deci ar însemna, hai să zicem în stânga. 1 supra 1 ori 2 plus 1 supra... Deci am luat toate partea din stânga. Deci, cum ar arăta? Ar arăta așa. 1 supra 2 ori 3 plus 1 supra 4 ori 3. 1 supra 2 ori 3 plus 1 supra 4 ori 3. 1 supra 3 ori 4. 3 ori 4. Hai să zicem așa, 3 ori 4. Plus 1 supra 4 ori 5. 4 ori 5. Plus și rămâne de 4, plus puncte, puncte, 1 supra. 1 supra 401 ori 402. 402. Mai mic decât? Mai mic decât 1 supra 2 la 2 plus 1 supra 2 la, nu, 3 la 2. Așa. Plus 1 supra 4 la 2. Plus puncte, puncte, 1 supra? 1 supra 401 la 2. Care e mai mic decât? 1 supra 1 ori 2 plus 1 supra 2 ori 3 plus 1 supra 2 ori 3 ori 4. Așa, plus puncte. Puncte, puncte, puncte. Da. Plus 1 supra 401 ori 400. 401 ori 400. Sau 400 ori 401, nu? Da. Așa. Hai să notăm prima sumă, să o facem. Păi. Ies 1. Și pe asta, de-a doua, în partea cealaltă, ies 2. Și atunci ies 1 ar fi prima sumă, ies 1. E mai mic. Ies 1 egal cu 1 supra 2 ori 3 plus 1 supra 3 ori 4 plus 1 și mai departe plus 1 supra 401 ori 402 și egal cu asta ai putea să o faci? Suma asta? Da. Cum? Păi scriu pe 1 ca 3 minus 2. Așa. Pe 4, pe 1 scrie ca 4 minus 3. Deci pe 3 minus 2 supra 2 ori 3. Plus. Vorbește, dictează-mi tot.
plus 1 sub, plus, 4 minus 3, așa, supra 3 ori 4, da, plus 5 minus 4, plus puncte puncte, ca să ne prind timpul, plus, da, puncte puncte, plus puncte puncte, 401, nu, 402, 402, minus 401, da, supra 401 ori 402, 402, o să le scriem pe fiecare câte o fracție separată. Deci distribuim numitorul 2, da, 3 la și 2, 3 și 2, deci egal mai departe. 3, 3 supra 2 ori 3 minus 2 supra 2 ori 3, da, plus 4 supra 3 ori 4 plus, da, minus 3, 3 supra 3 ori 4, da, plus puncte, 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 da, plus 402 2 supra 401 ori 402 minus 401 supra 401 ori 402. Supra 401 ori 402. Da. Și egal mai departe cu? 3 cu 3 se simplifică. Așa. 2 cu 2 se simplifică. 4 cu 4 se simplifică. 3 cu 3 se simplifică. 402 cu 402. 401 cu 401. Și egal cu? 1 pe 2. 1 pe 2 plus 1 pe 3, da, plus 1 pe 4. Nu, 1 pe, 1 pe 2 minus 1 pe 3. Da. Atenție. Plus 1 pe 4. Nu, pe 1. A fost 1 pe 2 aici. Da. Minus 1 pe 3, da, aici. Plus. Plus 1 pe 3. Da. Nu l-am mai scris. Nu mai pe, da, pe urmă. Deci plus 1 pe 3. Minus, așa, 1 pe 4. Așa. Puncte, puncte, ce mai departe. Plus 1 pe 401. 1 pe 401. Minus 1 pe 402. Minus 1 supra 402. 3 cu 3, 4 cu 1. 1 pe 3 cu minus 1 pe 3. 1 pe 4 cu 1. Cu cine au urmat pe aici? Pe asta a rămas cu plus la început. Cine va rămâne? 402. Ăla cu minus la sfârșit, da? Da. Deci va face ca rezultat 1 pe 2 minus... Minus 1 supra 402. O să aducem la același numitor. Da. Numitor plus comun. Numitor comun 402. Da. O să amplificăm cu 101. Cu 200. Cu 201. 200. 201. Și vine 201 minus 1 supra 402. Supra 402. Vorbește, vorbește de la urmă. Egal cu 200 supra 402. Da. Se simplifică. Și face 100. 100. Supra. Supra. Stai, 100 supra. 200. 200, un, da. 201. Și cum stai că-i ținut-o acolo? Da, pe așa. 201. 100 supra 201. Deci prima sumă S1, hai să o notăm aici, S1 pe care am găsit-o, este cât, te rog? 100 supra 201. 201. Să ne opun și de a doua sumă, e vorba de... Ce sumă? Deci, ies 2, te rog să mi-o spui tu, că eu nu am. 1 supra 1 ori 2, plus 1 supra 2 ori 3, plus, da, 1 supra 3 ori 4, plus puncte, 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 1 supra 401 ori 400. 1 supra 401 ori 400. Ori 400. Și? Pe 1 scriem ca 2 minus 1. Deci vine 2 minus 1 supra 1 ori 2. 2 plus 3 minus 2 supra 2 ori 3, da, plus 1, nu, 4 minus 3 supra 3 ori 4 plus, da, puncte, 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 401 minus 400 supra 401 ori 400. Și egal cu? Distribuim. 2 supra
2 supra 1 ori 2. 1 ori 2 plus 1 supra 1. Minus 1 supra 1 ori 2. 1 ori 2 plus 3 supra 2 ori 3 minus 2 supra 2 ori 3 plus 4 supra 3 ori 4 minus 3 supra 3 ori 4 plus puncte, puncte, puncte plus 401 supra 401 ori 400 minus 400 supra 401 minus 400. 2 cu 2 se simplifică, 1 cu 1 se simplifică. Da, 1 cu 1 e pe sos, rămâne 1 pe 2, da? Da. 2 cu 2, 3 cu 3, 2 cu 2, 4 cu 4, 3 cu 3. Și rămâne 1, 1 minus 1 pe 2. 1 minus 1 pe 2, plus 1 pe 2, minus 1 pe 3, plus 1 pe 3, minus 1 pe 4, plus puncte, 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 1 supra 1 supra 400, da. Minus 1 supra 401. Așa. 2 cu 2, 1 pe 2 cu 1 de simplifică, 1 pe 3 cu 1 pe 3, 1 pe 4 cu 1 pe 4, 1 pe 400 cu 1 pe 400. Da. Și rămâne 1 minus? 1 minus 1 supra 401. Și egal, tu ați blat ce așmitor? 401. Da. Supra 401 minus 1. Minus 1 supra 401. Și egal. Egal cu 400 supra 401. Așa am terminat problema. Și acum să vedem exercițiul. Cum arată el? Că suma asta care o aveam noi, uite, asta trebuia. Păi este mai mică decât... Este cuprinsă între. Acum zicem. Deci am arătat, numai aici știu, da? Pe fără scade. Așa. Deci, exercițiul s-a transcris așa. S1 mai mic decât 1 supra 2 la a doua, plus 1 supra 3 la a doua, plus puncte, puncte, plus 1 supra 401 la a doua, mai mic decât S2. Da. Mai mic decât S2. Noi așa am muncit. Uite că este S1 mai mic decât ce aveam noi, mai mic decât S2. Dar S1 am calculat-o? Da, 100 supra 401. Deci avem 100 supra 401 mai mic decât 1 pe 2 la a doua plus 1 pe 3 la a doua plus puncte, puncte, plus 1 supra 401 la a doua mai mic decât S2, care e 2? 401 supra 401. Ce părere ai? Noi am făcut exercițiul? Da. Nu numai că l-am făcut, am făcut chiar mai mult. Peste ea. Am făcut și minorantul, adică cel din stânga. Și majorantul. Și majorantul, ăsta. Deci, practic, am făcut exercițiul mai complicat decât. Deci, care ar fi fost acum? Să se arate că 1 pe 2 la 2 plus 1 pe 3 e cuprinsă între 100 pe 401 și 400 supra 401. Asta am făcut noi. Deci eu legă, este mult mai complicat. Care a fost Dumnezeu? Aș vrea de la tine să spui. De unde a fost? Care a fost ideea? Uite așa. Când am aprins. Să descompunem. Să vedem că 1 ori 2 este mai mic decât 2 la 2 și este mai mic decât 2 ori 3. Dar... Cum am plecat? Cum am dat peste chestia asta? În fracție, numerele mai mici sunt mai mari decât numitorul mai mic este mai mare decât numitorul mai mai de jos am plecat. De unde am plecat? Mai de la o șmecherie mai jos. Da. Uite de băgăță, de unde am plecat. Unul mai mic decât, doi mai mic decât. L-am încadrat pe doi ca fiind între 1 și 2. L-am încadrat pe 3 ca fiind de 2. De ce crezi că am plecat de acolo? Aici vreau să insistăm. De ce crezi tu că am spus 1 mai mic decât 2 mai mic decât 3? Ce mi-a venit mie în minte? De ce? Cum m-am dus acolo? Care a fost? Cred că 1 pe 1 este mai mare decât 1 pe 2, mai mare decât 1 pe 3. E adevărat, dar de ce am plecat de nevoie de a încadra pe 2 între 1 și 3?
Pentru că am văzut 2 la a doua și mă gândeam, băi, cum să apară 2 la a doua? Ah. Asta era șmecheria. Deci eu am visat. Am visat. De nevoia de a-l încadra pe 2 la a doua. Și am muncit cu 2 aici, ca să-mi construiesc acum. Și am zis, de aici, ce am zis? 1 ori 2. 1 ori 2, mai mic decât 2 la 2, mai mic decât 3 ori 2. Eeei, 3 ori 2 sau 2 ori 3, da? Băi, băi, vedeam. În clipa care mi-am zis așa, trebuie să spun, când îl întorc, când îl întorc de aici, va fi 1 supra 2. 1 ori 2 este mai mare decât 1 supra 2 la 2, mai mare decât 1 supra 2 ori 3. Vedem ce tare chestii. Și clipa în care am reușit așa, zic, am să fac așa, tot așa, din aproape în aproape. Și am să-l prind pe 1, pe 3 la a doua cuprins între. Pe 1, pe 4 la a doua cuprins. Yeah. Și când voi suma, deși tot am visat, și când voi suma, când îndești la sumă, ăștia știu să-i fac. Și pe cealaltă știu să o fac suma aceea. Că pe unul aceea îți scriu ca unul de sus ca fiind diferența de 2 termeni. N-aveam ce face lui 2 la 2. N-aveam ce face lui 3 la 2. N-aveam ce face lui 4 la 2. După ce am terminat cu... Când am ajuns la partea aceea, după ce am scris toate numerele, era ca prima sumă care am făcut toată. Sigur că da. Ai văzut ce a făcut autorul? Mi-a dat ca temă suma asta să o facem. Numai pe în altă... Și, nu. Și în ieșiți următor, ne-a băgat suma asta, care nu poate fi calculată decât pe baza sumei dinainte. Foarte tare. Da? Ai văzut că asta a fost mecheia. Deci există o înlănțuire a ieșiților. Da. Din aproape în aproape. Știi să faci suma asta alternant aici care sunt termeni consecutivi. Dar ce te faci tu când îți dau pe asta? Tu ce-i scăută? Ce ca să scrii pe acolo? Nu putea să fie calculat de direcția. Cine se putea calcula? O sumă mai mică și o sumă mai mare. Și să încadreze pe asta. Da. Asta era toată filozofia. Vezi? Vezi foarte bucuros, încântat, când ai pus mâna pe ideea asta, parcă îți resaltă în tine inima de bucurie. Spui, băi, ce interesant, ce frumos este. De ce matematica e interesantă? Nu ai avut tu răbdare să citești mesajele, să vezi cât de bucurie este în sufletul copilor care mă găsesc pentru prima dată. Ei, acolo când la proful online te duci și sunt lecțiile cele 1730 în stivă, de desubt sunt și comentariile. Da. Unii dintre ei scriu și câteva comentarii. Și dacă îi se dai vreodată de curiozitate, clic pe comentarii, să vezi cum au reacționat ei când s-au întâlnit cu lecțiile acestea? Pentru că ei au trăit bucuria mea acum. Ei chiar așa spun. Domnule profesor, nu faceți, nu comunicați ieșiți în sine rezolvarea lui. Ce stare de bine care te cuprinde când ai reușit să faci ieșiți. Bucuria asta pe care se citește pe chipul meu, bucuria aceasta că am reușit să fac ieșiți. Că am prins ideea. Că am intrat în mintea autorului. Că am ghicit de unde am plecat el. De aici am plecat șmecherul. Da? Și de ce mulțim cu 2? Ca să fie 2 la 2. Și în stânga și în dreapta niște numere consecutive. 1 ori 2 și 3 ori 3. Și întoarse, știu, se întorc și sumând, sumele din stânga și dreapta se calculează. Așa asta a fost chestiunea frumoasă pe care am vrut să o fac. Pentru că am simțit eu că acest ieșițiu nu l-ai abordat tu așa cu toate la obicele. La ce putem să facem doar un exemplu, dacă vreți. Da. Să vedem ce înseamnă rotunjirea. Și le face rapid cu aceea, da. Dacă înțelegi. Am să opresc aici, că suma asta a fost perfectă și merită să fost un